Amintirea amară, de Elena Ferrante, vocea care are o forță nemai întâlnită. Plasată în Napoli, romanul de debut al Elenei Ferrante spune o poveste despre mame și fiice și despre mănunchiul complicat de minciuni, emoții și amintiri care le leagă. În urma morții premature și misterioase a mamei sale, Delia pornește într-o călătorie inițiatică pe străzile întortocheate și sufocante din Napoli, orașul ei natal, cu dorința de a afla adevărul despre familia sa. Câteva telefoane stranii o conduc către descoperiri tulburătoare și neașteptate despre ultimele zile ale mamei sale. Iubirea amară este o explorare inedită a obsesiilor și preocupărilor care ne frământă pe mulți dintre noi și ale căror răspunsuri milioane de cititori din întreaga lume le regăsesc în cărțile extraordinare ale Elenei Ferrante.